Orice lucru care este făcut de om se și desface. Totul e la limita legii în general. Hackerul se infiltrează în calculatoarele altora și sparge codurile sistemului informatic. E asemenea unui hoț care îți sparge iala în plină noapte. Ca să devii un white hack, de cel mai multe ori implică și cunoștință de black hat. Diferența stă în scopul pentru care se furișează în spațiul virtual al altuia. Sunt cei care vor să te golească de bani, black hat, și cei care o fac doar pentru a testa vulnerabilitățile sistemului, tocmai pentru a evita atacurile viitoare. White hat, alb și negru. Mă numesc Mechea George Nicușor, sunt condamnat 3 ani pentru fraudă pe internet sau furt electronic. Un om se chinuie toată viața să agonisească, să și strângă într-un cont. Mie îmi trebuie 2 minute, poate și mai puțin, să inscripționez și atunci am acces la toate economiile lui. Cea mai frecventă metodă pe care o folosea era montatul unor pisicuțe pe bancomat. O pisicuță este un aparat care, odată ce treci un card de credit prin el sau deasupra lui, depinde de tipul de... înregistrează și copiază datele titularului. Cum mai sunt oameni și din bănci care mai divulgă din secrete, mai sunt alți oameni care cunosc foarte bine sistemul bancar. N-au omorât pe nimeni, n-au dat în cap pentru un portofel. E o infracțiune curată, dar care dă peste cap viața oamenilor. Cel mai tânăr dintre cei închiși la Jilava pentru fraude informatice are 27 de ani. Muncește în afara închisorii ca să fie eliberat mai devreme și regretă lăcomia care l-a băgat după gratii. Aveam o vârstă, 22-23 de ani, doream și eu o haină frumoasă, o mașină, fel și fel de petreceri, fete, atunci asta vreau, bani. Cel mai ușor mod, asta mi s-a părut ca să-i obții. Despre câți bani vorbim? Cât putea cu extradă? Să vă spun, prejudiciul care mi s-a putut dovedi este în jur la 800 de milioane. Ce s-a putut dovedi. Acum, restul nu pot să vă spun. El și partenerul lui umblau din oraș în oraș ca să li se piardă urma. În 4 zile puteau strânge o avere. Îmi pare rău, acum vă dați seama că îmi pare rău și mi-e rușine de faptul că am ajuns în situația în care sunt. Știu că am pus familia într-o situație proastă. O bancă i-a propus ca la eliberare să colaboreze pentru a dezvolta un sistem informatic mai sigur. Se gândește să refuze. Pentru el există și o etică infracțională. Pe alții, asta nu i-a împiedicat. Chiar și eu am fost lăsat de 2 ori fără bani pe card. Și care a fost reacția? Prima fază m-am enervat ca un orice normal, după care m-a pufnit râsul. N-ați fi putut anticipa asta știind lucruri din interior? Niciodată nu m-am gândit. Mai ales că știam care sunt aproape toate căile prin care poți fi păcălit. Există câteva trucuri simple prin care vă puteți proteja banii din cont. În momentul în care tastați PIN-ul, trebuie neapărat să acoperiți această suprafață cu portofelul sau cu mâna, astfel încât să nu poată fi citit de eventualele camere puse de infractori. Iar în momentul în care trebuie să scoateți cardul din bancomat, nu o faceți dintr-o singură mișcare, ci stacadat, astfel încât să nu poată fi citit numărul de pe el. Dar orice naș își are nașul. Așa au apărut vânătorii de hackeri. Bogdan are 27 de ani. A terminat un liceu cu profil socio-uman și o facultate în același domeniu. A învățat singur să descâlcească toate codurile informatice. Ceva ce nicio facultate n-ar fi putut să le învețe. Nimeni nu o să zică că, băi, sunt un black hacker. Adică, mai ales când îi suflă cineva în ceafă. Sunt sigur că toți, hai să zic, sysadminii, pentesterii, white hackerii, grey hackerii au fost senzați cel puțin o dată în viață să treacă de partea de altă. Ce te-a oprit? Moralitatea. E, să zic, un subiect tabu. E specialist în securitatea sistemelor.
intră neautorizat în sistemele unor companii și după ce găsește toate breșele, le trimite un e-mail cu un raport al tuturor vulnerabilităților. Așa își face reclamă și, cu puțin noroc, primește și o recompensă. Așa că l-am pus la treabă. Împreună cu prietenul lui, Andrei, au testat pe loc site-ul unei instituții publice chiar sub ochii echipei noastre de filmare. Ce vom face mai întâi, băieți? Vom căuta și vom încerca să găsim câteva probleme de securitate în vederea exploatării lor, dacă e posibil. A trecut mai puțin de o oră, băieții au identificat deja ceva probleme. Despre ce e vorba? Sunt câteva probleme ce ar putea afecta infrastructura site-ului. Încercăm să mai analizăm. Sperăm să putem remedia toate aceste breșe de securitate. După câte am observat, am putea să obținem controlul aproape total al site-ului și acest lucru ne-ar permite să publicăm diverse informații care ar putea fi benefice celui care atacă, de exemplu. Rolul lor e să apere sistemele, un fel de gardieni ai unei lumi vulnerabile, în care și cele mai solide lacăte pot fi jucării pentru o minte iscusită. În perioada prohibiției în America de Nord, cine deținea acolo era șef. Acum lucrurile s-au un pic diferit, pentru că informația costă de fapt mult mai mult. E normal să fii secretos și să-ți aferi interesele în momentul în care știi că acea bucățică de un kilo, un kilobit de poză, o chestie micuță, valorează, nu știu, 10 milioane de dolari. Andreea Vădanei a înființat un centru de cercetare în securitate informatică. Are doar 21 de ani și e student în anul întâi la Facultatea de Informatică. Și ar putea să învețe de acum înainte, știe deja. Trebuie mereu să gândești ca o persoană rău intenționată ca să poți să preîntâmpeni în acele chestii. Și asta e un lucru foarte important. Adică trebuie să știi cum gândește băiatul rău ca să știi să protejezi sistemul de atacurile acestea. Beneficiarii serviciilor hackerilor albi nu apreciază întotdeauna ajutorul. În cazul companiilor din străinătate, acestea sunt foarte deschise în comparație cu cele de la noi din țară. Ele au deja un mecanism foarte bine pus la punct de a încuraja oamenii de genul acesta să vină cu ajutor pro bono. Granița rămâne însă una foarte fină. Până la urmă e mai bine să dormi noaptea liniștit, ca să spunem așa, și toată lumea ce desfășoară activități ilegale în domeniu, la urma urmei va fi prins. Până la urmă tot niciun olcior nu merge de mai multe ori la apă. Poliția a declinat către DICOT doar anul trecut aproape 900 de dosare penale, cu 13% mai multe decât în 2011. Asta în condițiile în care la Direcția de Combatere a Infracționalității Informatice lucrează în toată țara doar 200 de polițiști. La începuturile criminalității informatice în 2000-2003 spuneam că cei implicați în activități de criminalitate informatică sunt tineri, maxim 25-30 de ani, dar cei care în anii, la începutul anilor 2000 aveau această vârstă, în momentul de față, automat au devenit mai experimentați, chiar dacă unii dintre ei poate nu știu nici măcar să pornească un calculator. Au recrutat tineri cu astfel de abilități și au creat anumite grupări. Câștigurile foarte mari și imediate susțin în continuare frauda economică. România a fost păgubită numai anul trecut de peste 4 milioane de euro. Iar până acum, hackerii români au produs pagube de peste 1 miliard de dolari Statelor Unite ale Americii. Însă, adevărata dimensiune a pagubelor nu este cunoscută, de vreme ce doar 20% dintre cei care au fost la un moment dat păgubiți pe internet fac și o reclamație la poliție. Una dintre problemele cele mai mari în România la acest moment este educația utilizatorilor la nivel național în ceea ce privește utilizarea în condiții sigure a mijloacelor tehnologice pe care societatea informațională ne le pune la dispoziție. Fie că vorbim de mijloace de plată electronice, fie că vorbim de servicii de banking online, fie că vorbim de utilizarea efectivă a internetului și vorbim de accesul la conținut ilegal sau accesul la conținut periculos, de exemplu pentru copii. Tehnologia avansează repede, prea repede. Frauda pe internet nu are granițe. Nu suntem spaima americanilor sau australienilor, cum anunța presa la fiecare arestare pentru acest tip de infracționalitate. Românii sunt însă talentați în ale calculatorului.
firme mari recrutează specialiști din țara noastră. Microsoft a înființat la București un centru de suport global unde inginerii români rezolvă problemele clienților din întreaga lume. Sunt buni vorbitori de limbi străine, au abilități de comunicare și se pricep și la tehnică. Ideea de a deschide acest centru în România a venit printr-o evaluare făcută la nivel de Europa și la nivel global, iar unul dintre motivele principale a fost materia cenușie pe care noi ca și țară o deținem în România. Centrul a fost deschis în 2006 prin participarea lui Bill Gates, la momentul respectiv Chief Executive Officer al companiei. Eu am terminat facultatea de matematică informatică la Universitatea București. Mi-am dorit foarte mult să fiu profesor. Când am terminat facultatea, am avut o ofertă variată de joburi. Mi-am dorit să continui să-mi exercit pasiunea pentru ceea ce înseamnă lucru cu clienții, tehnologia, și am construit o carieră de succes. Banul va face însă întotdeauna să curgă biții prin rețelele informatice. Mulți se iluzionează că sunt puternici pentru că au doborât firewall-uri și parole și au strâns multe milioane în cont. În fapt însă, stăpâni sunt doar peste o lume virtuală.